vreau să le fac la cuptor. Pulpe de dosate superioare din astea cu pui din asta cu carne. Mi-a ajuns premiul de la Purina. Sunt două pachete de mâncare că au ce să lucrăm și a spunea până sânge pe nas, așa că nu nu-l Bună dimineața, dragilor. Eu am ajuns la școală. Am întâlnirea cu doamna învățătoare. Am întâlnirea periodică, să ne spună situația copilașilor, să vedem ce de bunătățit, ce performanțe are, ce chestiile astea uzuale și mai stau un pic în mașină că acum au sport și am văzut-o pe doamna când a trecut cu copila și la sala de sport și nu este în clasă, o aștept să, treacă, să plece de la sală, să treacă în școală, să pot să merg și, și eu, am acum de la 9, la 9, la 9 și jumătate, ne-a făcut fiecăruia câte o jumătate de oră ne-a acordat, să discutăm situația și să vedem exact la ce nivel e fiecare copila și îmi place că se discută individual chestia asta. Da, Merg, aștept să vină doamna învățătoare, merg și ne auzim acasă. Astăzi voi, voi merge la ANAF, așa că m-am machiat puțin în dimineața asta. În caz că vă întrebați, nu m-am machiat doar ca să fiu la școală. După o să mai am drum și la ANAF, probabil după... Să vedem unde mai mergem astăzi. Bună, dragilor, am intrat până în Lidl și haideți să vă arăt ce am luat de acolo. Am luat două dorade eviscerate. 700 și -o de grame au amândouă vreau să le fac la cuptor. Pulpe dezosate superioare din astea cu pui din asta cu carnea mai galbenă, a fost la reducere ăsta am dat, vedeți, mai puțin. Are 700 și de, lei, uh, 700 ceva grame o casoletă. Topul pe dezosate, dar din astea normale, 650 de grame. Actimel cu căpșuni, nu i-am mai luat de mult lui Mati și am luat acum o din asta cu 8 bucăți. L-am văzut acum în Lidl. Un avocado, este încă un pic am verde, dar o să se coacă el. 3 banane. Iaurt grecesc n-am găsit decât din asta mare, n-am găsit mic. ăsta la 400 de grame, foarte bun iaurtul. Smântâna de 12% grăsime la 200 de grame. Am luat o salată verde, o ceabata cu măsline pe care mi-am feliat-o, în sfârșit le-a mers și feliatorul, de fapt am fost într-un alt Lidl de la mers feliatorul, două croasante cu un de la patiserie, o sticlă de apă plată acolo la jumătate, un croissant din ăsta se Days cu alune, l-am luat pentru Mati și am văzut pentru prima dată Karski, un cașcaval, ceva cu găuri, 250 de grame, nu am mai văzut până acum la Lidl și l-am și luat, vă că este o brânză maturată și pe toate astea am dat 126 de lei. Gata, dragilor, am ajuns și acasă. Am fost de la noapte de la școală, l-am lăsat la soacra mea și am plecat la nav singură, că n-a vrut să meargă cu mine, dar mai bine, că și așa a fost un trafic infernal prin oraș. Bine, n-am făcut mult, e 21 pic, acum 21 sfert și deja am fost peste tot și am intrat și până în Lidl, de am făcut mici cumpărături. Nu știam ce să mai mâncăm și am luat niște pește să fac. Vreau să fac mâine la cuptor și să fac și un spanac, să mâncăm spanac cu. De fapt nu prea merge spanac cu pește, dar cred că o să meargăm. Și astăzi vreau să fac niște pulpe dez dezosate la cuptor. Am luat un tip asta normale, apoi l am văzut și pe celelalte la reducere și le-am luat și pe, pe acelea. Da, m-apuc acum să fac o tocănță de cartofi, mi-este foarte foame nu am mâncat de azi de dimineață mi-am făcut o cafea cu lapte din ala vegetal barista, dar nu, a fost așa ceva o, o am băut puțin în ea cred că trebuie să mă dezobișnuiesc de tot de, de cafea să vedem ce, ce variantă găsesc oricum a fost, nu am pus zahăr am pastiluțe din alea de îndulcitor de la Lidl sunt foarte ok alea, îndulcesc la fel ca, ca, la, ca zahărul dar nu nu mi-a fost așa ok cafeaua am fost și pe grabă, că am fost la școală la școală a fost totul ok, ne-a arătat doamna, mi-a arătat caietelele lui, am văzut ce a scris, da, eu știam evoluția lui, eu sunt foarte mulțumită de Mati Au avut și niște testări săptămâna trecută, vineri, n-am știut de testările astea, niște teste din astea standard grillă care se dau, am înțeles, la toate clasele de pregătitoare A fost primului test, a răspuns corect la ce a răspuns, la ce nu, ce nu era bifat, nu era bifat deloc, nu că era greșit, așa că sunt mulțumită pentru primului test e perfect. Eu știu la ce nivel este Mati și ce poate și ce cunoștințe are și eu sunt mai mult decât mulțumită. Dacă ar fi jumătate dintre toți copiii la nivelul lui ar fi tot ok. Uh, vă dați seama că fiecare în clasă excelează pe anumite domenii, unii sunt care sunt copiii care ridică imediat mâna și răspund, care sunt tăia de așa, dar asta nu înseamnă că ei sunt cei mai steți. sunt și uh, alții care nu vor să răspundă, sunt și alții care sunt mai timizi, avem și fetițe și băieții mai timizi și mai uh, înțepați și mai năzdrăvani și. Da. Fiecare copil este diferit în felul lui. Eu sunt foarte mulțumită de evoluția lui Mati. Astăzi am reușit într-un final să găsesc undeva la logopedie să mergem să ne facă o evaluare, să facem terapie, terapie, doamne, logopedie. La un centru la Corbeanca mi-a recomandat cineva, am tot sunat prin alte părții, dar nu toată lumea aprilie-mai, aprilie-mai, nu pot să până în aprilie-mai și așa am stat până după sărbătorii ca să se mai libereze locuri și vă cam stat degeaba. Așa că voi merge joi la treima m-a programat, eu acum sper să nu mă cheme joi la evaluare, să va... A, știu că asta e procedura la orice... Centru din ăsta nou, ăsta, la orice logoped te duci și nu începi direct logopedia. Inițial ai o oră de evaluare, să vadă la ce nivel este copilul cu vorbitul, ce sunete trebuie, pe ce sunete trebuie, trebuie lucrat, pentru că sunt diferite. De exemplu, unde a făcut Mati la, la Logoland, el avea de lucrat pe R foarte mult și a lucrat doar cu Ionela, pentru că doar ea era. e R, e un pic mai greu și nu cu ea a lucrat. Și am fost foarte mulțumită decât că Ionel acum așa mai deschis încă o clinică și eu cred este super uh, aglomerată. Dar aș vrea să, să începem, aș, uh, aș, prefera să mă cheme joi și să mă și cheme săptămâna viitoare la locopedie. Să vedem, uh, doamna, de acolo ce plan își face cu ce din asta de ce program ne face. Eu aș vrea să fie mai multe ședințe, să fie ceva mai intens, măcar o lună de zile. Că dacă faci așa o dată, la, o dată pe săptămână, nu cred că se simte nimic. Da, și sunt curioasă să vedem și ce tarife sunt, că scria pe site, dar prețul diferă. Dacă te duci până în ora 2, este un preț. Dacă te duci după ora 2, este alt preț. Și am văzut că diferă. Dacă ai o singură ședință, dacă ai 4 ședințe, dacă ai 8 ședințe, dacă ai 10 ședințe. Uh, variază. Oricum, cam pe acolo sunt toate terapiile. terapiile. Doamne, am ce fac cu terapiile? <laughs> de logopedie, între 100 și 200 de lei. Variază, plus minus. Acum, vă dați seama că e diferență între aia care costă 100 de lei și aia care costă 200 de lei. Că e undeva 120, că e undeva 115, 120, 30, 150 și 150 mi se pare mult pentru că trebuie să faci Trebuie să faci ședințe bune într-o într -o lună, te duci și faci două, nu faci 20 de ședințe, dar 10 ședințe tot le faci într-o lună, 1.500 de lei se simte. Dar ce să facem? Mai tem din alte cheltuieli și mergem cu el, că mă cheamă la 10 ședințe, că mă cheamă la 15 ședințe pe lună, mă duc, nu-i nicio problemă. Că... Nu o să te duci o perioadă îndelungată la logopedie, la ce, mai ales la ce are el nevoie, e ceva, depinde acum de, și de copil și de cât de receptiv o să fie cu doamna aceea și de asta poate să se ducă decât două luni, poți să ne tem să mergem două, trei luni și gata, și rezolvăm problema. Mati se frustrează în momentul în care nu poate să pronunțe un sunet și mai ales acum acum citesc ei, rol, rock, ce, sunt cuvintele astea cu r mai ales, r, l, tot ce e asta e jale și se enervează și nu mai vrea să mai continue cu ele. Și acasă că el am exersat, nu l-am forțat. Că e destul de încăpățânat. Într-o zi l-am forțat să nu știu ce să lucrăm și a plâns până curs sânge pe nas. Așa că nu-l nu forțez, vrea să lucreze bine, nu vrea să lucreze la fel de bine. E un copil destul de inteligent, nu, oricum nu are nevoie de lucru suplimentar acasă. Da și la școală, are momente în care aveam pe, avea pe pagină, începuse ce avea ei de scris și nu mai terminase, că se plictisise. Ce să facem? Anul ăsta e un an de tranziție. Până la, până la sfârșitul anului va înțelege și el că e școala e școală, joacă e joacă și vom vedea de la anul. De la anul trebuie să ne, punem, ne facem griji dacă nu se concentrează și astea. Acum nu e nici singurul din clasă, nici... E normal pentru, pentru ei, încă li se pare o joacă, da, mă pun acum să bag astea în frigider că le-am lăsat pe masă, am să pornesc acum camera, astăzi m-am machiat iar cu astea și vreau să vă spun că m-am dat cu crema aia de la Mixa, ea e ok, matifiază tenul, e ok, dar nu, nu e ok sub machiaj, de exemplu crema de la Nivea pe care o aveam eu, era super bună și ca bază de machiaj, adică mă dădeam cu ea și cum mă în după, rămânea fondul de ten super bine pe față. E, în schimb, asta strânge, așa, nu știu, se strânge, fond, folosesc același fond de ten, adică nu e, am schimbat fondul de ten, se strânge fondul de ten, nu se întinde, nu se uniformizează bine pe față și e clar de la cremă, așa că cu prima ocazie în care ajung la DM, o să-mi iau din nou crema aceea de la Nivea și o să o folosesc pe asta de la Mixa pentru pori. Încă nu am văzut diferențe mari bine, o folosesc de câteva zile, ca am aici pori ăștia și așa și de coș, și o să o folosesc seara. Da, cam atât, am vorbit chiar mult, mă duc să mă schimb și mă apuc de mâncare, că mi-e atât de foame de ce 21 sfert și n-am mai mâncat de azi de dimineață. Am fost cât pe ce să, să mă opresc, să-mi iau ceva prin oraș ceva, un covric ceva, dar mai bine că când am mâncat, ca să pot să mă țin în continuare de regim. Mi-a ajuns premiul de la Purina, sunt două pachete de mâncare, că a fost unul pe numele meu, unul pe numele soțului. Mâncărică din asta, la e un kilogram jumate sau două kilograme. Un kilogram jumate de bobițe din astea cu pui, că cu proteine, nebunii, nu știu, cu prebiotice. Și câte, deci un pachet venea o din asta și două pliculețe de Felix. Dar de fapt nu e mâncare umedă aici, sunt recompense din alea ceva, da, uite, recompensă în medie, două calorii, da. Foarte tare. N-am mai încercat asta de la Felix. Le-am văzut și prin Lidl, pliculețe de la Felix, dar nu am luat 60 de grame, are un pliculeț. Și spune cu ce iese cu pui. Sunt cu pui toate. Super. Binevenite! Avem motanela așa că acum o perioadă are mâncarea asigurată. Eu la fiecare vizită la Lidl le-am tot luat și pliculețe și bobite. Nu le-am arătat tot timpul, dar când le lăsam în mașină să le ia soțul cu apa. Că mâncarea pisicii este în garaj la soțul, că el acolo stă și face pe în garaj. Și acum are doar ce se și eu un săculeț, are mâncărica asigurată. Gata, dragilor, s-a făcut seara, nici nu știu când a trecut ziua de astăzi, a fost o zi atât de încărcată, încât a trecut timpul foarte repede, parcă prea repede. Am apucat să și gătesc, am făcut o canța de cartofi, am făcut o slabă, fără nimic, fără grăsime, fără nimic carne în ni goală, mie așa îmi place. Am făcut separat și pulpițele dezosate la cuptor pentru băieți, Uh, mi-am fiert și eu două pulpițe din ale dezosate uh, și o să fac niște pilaf, nu fac foarte mult, fac pentru mine, uh, dar momentan uh, mă simt epuizată și m-am pus un pic în pat. Este ora, nu știu cât de ceasul, șapte cred, șase, șapte, habar n-am, nu știu că am apăsat pe un buton aici, nu mi-arată, uh, dar uh, m-am trezit azi de la 5. Uh, nu am mai avut somn și la 6 m-am ridicat din pat, am făcut cofridogii băieților, ca așa am și făcut cofridogii. doji. Da, nu mi arată. Uh, ca altfel nu, nu cred că mă ridicam la ora aia din pat să le fac uh, să fie calzi. Am văzut că am mâncat la școală sau fi împărțit cu colegii, habar n-am. Da, am, uh, de, -am de vorbă cu el cu evaluarea, să-l întreb de ce nu a completat acolo și mi-a spus că a vrut să șteargă ceva și el nu a mai avut creion, într-adevăr m-am spus că nu știu ce s-a întâmplat cu rechizitele, că nu mai le-au dat completare și el nu mai avea deloc creioane nu, deci nu mai, ave, nu, mai era, nu mai, are paharul deloc, că, că le-a dat un pahar din ala metalic cu creioane și cariocea lui nu mai există. Și eu i-am dat de acasă un penar cu creioane și cu cariocea am că nu și l-a păstrat la școală, dar și îl păstrează în ghiozdan și azi când am fost la ședință era pe, pe banc, lui și le folosea. Și el nu a avut creion să, să scrie, cam așa acolo la test, a folosit o culoare colorată, un creion din ăla colorat, acum nu știu, și el nu mi-a spus, nici doamna nu-i verifică și pe ei să vadă dacă mai au toate rechizitele, să aibă cu ce să scrie. A zis că a avut nevoie de gumă de șters și că i-a cerut unei colege și n-a vrut să-i dea și s-a supărat. Nu acum cine știe. Am aflat că l-a bătut și o astăzi la școală. Doamna, mai omite să mai ne spună anumite chestii. Dacă face mati ceva rău, nu e, n-a fost dată să nu, să nu aflu, dar e a doua oară când îl bate fetița asta pe mati și nu-mi spune doamna. Nu știu acum, nu-l o bate de față cu doamna, nu o face, dar i-a dat cu cotul aici la ceafă lui mati. Ea, și data trecută i-a dat ea, la fel și altă dată i-a trântit căciula jos când i-a dat Mati cu cotul în burtă. Da, nu știu, să stă, Mati stă într-o bancă și asta pe culoar lângă banca lui, cumva să-l mute, nu știu, să nu mai stea acolo, n-a să nasc cu ea, că nu, se, sunt, nu toți copiii se înțeleg, se pare că nu relaționează unul cu altul și decât să stau să se bată toată ziua, mai bine să-i mute. Da. dar nu mi-a plăcut că nu, nu mi-a spus. Nu știu acum dacă o fi știu sau nu o fi știut. Dar cred că era de spus și asta, așa cum s-a comunicat de câte a făcut Mati câte ceva rău. Ultima dată Mati a mușcat o fetiță și îmi pare atât de rău că e printre preferatele mele din clasă, fetița pe care a mușcat-o. Și mi-e foarte simpatică. Și lui, și el se înțelege bine cu ea și ea se joacă cu el. Dar nu știu, care a fost faza cu dințișorul, a zis că a vrut să-i scoată dintele, să nu știu ce a făcut cu dintele și de-aia a mușcat-o. În fine, nu e o scuza asta. Cred că faptul când mușcă el e și din frustrare. V-am spus că el nu poate să comunice așa bine cu, cu restul. Dar nu-mi fac griji. Ce mi-ar fi plăcut la evaluarea sa pe care au avut o ei vineri? Nu doar evaluare din asta sistematică, 1 plus 1 sau ce au avut ei, că -au, bine, n-au avut 1 plus 1 m-aș fi bucurat să fi făcut și o evaluare individuală cu fiecare copilă și așa în parte să vadă exact pentru că asta a fost așa generală uh, Na, una e când se citește cerința la grămadă, uh, poate unii n-au fost atenți, au rămas în urmă și așa, dar mi-a fi plăcut să fi fost o evaluare și așa pe partea asta de emoțional, pe, nu doar pe ce au reținut până acum, dar poate o să li se facă pe viitor o să propun la următoarea ședință din asta lunară, o să avem cu consilierul școlii. Da, în fine, haideți chiar vorbesc prea mult. Mă simt obosită și vreau să stau un pic în pace, apoi mă apuc de pilaful ăla să termin și cu mâncarea. Am folosit aseară seară balsamola de la Baleia. Deci eu acum sunt decât spălată pe păr cu șampon și cu balsamola. Nu am folosit placă, nu am folosit ulei, nu am folosit nimic. Știți cât de frumos s-a așezat, în primul rând, că s-a așezat frumos, că părul meu stă oarecum umflat. Dar e super lucios. Vedeți? Bine, în ultima perioadă am văzut că și-a recuperat din luciu, din strălucire. E și acum că e vopsit, nu știu. Dar bine, sunt vopsite de lună și ceva. Dar mi-a plăcut balsamul la a lăsat părul ok. Acum nu știu dacă o să lase așa tot timpul sau acum că a fost un produs nou pe care l-am folosit pe păr, dar pentru 14 lei și ceva că am dat pe el, pe cel de la Baleia, chiar își merită bănuții. Mi-a plăcut foarte mult cum a lăsat părul. Și miroase și frumos. Bine. Da, ah, încă miroase frumos. Era zic al meu, acum miroase a mâncare, dar nu... L-am avut prins cât am gătit, dar îmi place cum s-a așezat părul. El a lăsat așa fin, Mă pun să mă uit la un film. Mi-am făcut abonament la Disney Plus ieri. Ați văzut că azi am postat cu mesele zilei. Vreau să să voiam să le editez ca să ște mai fac curățenie în uh, telefon, că am foarte multe filmule, și trebuie să mai șterg din uh, ele. Uh, și ieri toată ziua. Bine, nu toată ziua, exagerez. Uh, M-am uitat pe Disney Plus. Mi-am uh, luat și laptopul în bucătărie cât am gătit. Uh, uh, da. Nu am avut până acum abonament la Disney+, Plus am fost cu Netflix-ul, doar că am, că am văzut serialele interesante de pe Netflix și nici nu știu ce, de ce serial să mă apuc. Și am instalat ăsta și acum mă uit la O Familie Modernă. Am mai văzut, cred că pe Netflix am mai văzut din, până la sezonul 5, cred, dar am văzut că au foarte multe seriale pe care o parte din ele le-am văzut de anumite sezoare decât și aș vrea să le termin și anatomia lui Grey, aș vrea să le văd pe toată. Așa că acum am, am, treabă zilele astea. Sper să reușesc să mă uit o seară la două, trei episoade din, din serial cât mă pun în pat. Să nu mă deranjeze de băieții. Bine, dacă vor să uite la altceva la televizor, îmi pun pe, pe laptop. Dar e mai ok când te uiți la televizor. Mă pun să mă uit la film că vorbesc prea mult și ne auzi mai târziu.